Despre Ava Simion. Acesta a petrecut cel mai mult timp îmbrățișând viața pusnicească, viețuind într-o peșteră mică. Aici nu se bucura de niciun suflet omenesc, căci prefera să trăiască singur, dar vorbea neîncetat cu Dumnezeul tuturor. Drept hrană avea ierburi. Iubind liniștea, a dorit să meargă la muntele Sinai. Aflând aceasta, mulți din cei mai buni care urmau același mod de viață s-au grăbit, dorind să meargă împreună cu el. Mergând deci cale de multe zile, ajungând în deșertul Sodomei, văd ei de departe ridicându-se din adânc niște mâini de om care se întindeau spre cer. La început au crezut că este o amăgire a demonului și s-au rugat mai intens. Dar văzind același lucru s-au îndemnat spre acel loc. Atunci au văzut o groapă, cum obișnuiesc să facă vulpile când își pregătesc ascunzătorile lor dar n-au văzut pe nimeni apărând acolo, căci simțind zgomot de paș, cel care întinsese mâinile a dispărut în ascunzătoare. Aplecându-se bătânul, s-a rugat mult ca să se arate dacă are fire omenească și dacă nu e demon care să ia astfel de forme și noi, zicea el, ducem viață ascetică și iubind liniștea rătăcim în acest deșert dorind să ne închinăm Dumnezeului a toate pe muntele Sinai unde, arătându-se slujitorul său Moise, i-a dat tablele legii. Și aceasta, nu fiindcă am sugoti că dumnezeirea ar putea fi circumscrisă într-un loc. Căci l-am auzit zicând, cerul și pământul eu îl umplu, zice Domnul, și că el ține cerul și pământul și vede pe locuitorii lui ca pe niște lăcuste, ci fiindcă pentru cei ce iubesc cu căldură sunt de trei ori dorite nu numai ființele iubite, dar și locurile îndrăgite și care s-au bucurat de prezența și vorbirea lor. Zicând bătrânul acestea și altele asemenea, omul care era ascuns a ieșit din ascunzătoare arătându-se. Și era sălbatic la vedere, având părul în dezordine și fața zbârcită și toate membrele trupului său scheletice. Și era îmbrăcat cu o zdreanță amărâtă făcute din frunze de finic. Salutându-i și adresându-le salutul păcii, a căutat să afle cine sunt, de unde vin și încotro merg. Iar bătrânul a răspuns la întrebarea lui și a căutat să afle de unde a venit și pentru care motiv a ales această viață. Iar el a zis, și eu am avut aceeași dorință pe care o aveți voi, de a vă duce la Sinai și am avut un tovarăș de drum, un prieten care avea același gând cu mine și același scop și am făcut jurământ între noi ca nici moartea să nu ne despartă în soțirea noastră. Dar în timpul călătoriei s-a întâmplat ca acela să moară aici, iar eu, legat fiind prin jurământ, am săpat pe cât am putut o groapă și am îngropat trupul lui. Apoi, alături de acesta, mi-am săpat și mie mormânt, unde aștept sfârșitul vieții și aduc stăpânului obișnuita liturgie. Drept hrană am curmale pe care mi le aduce un frate la porunca celui care poartă grijă de toate. În timp ce vorbea acestea, a apărut de departe un leu, iar cei care erau împreună cu bătrânul au fost cuprinși de spaimă. Cum a simțit cel care ședea în ascunzătoare, s-a ridicat și a făcut semn leului să treacă de cealaltă parte. Iar leul, îndată, a ascultat și a venit purtând cu sine un ciorchine de curmale, apoi iarăși întorcându-se, a plecat. Și când a ajuns destul de departe de bărbați, s-a așezat jos și a adormit. Busnicul a împărțit deci curmalele la toți, și luându-i pe ei părtași la rugăciune și psalmodie foarte de dimineață după începutul liturgiei, îmbrățișându-i, i-a slobozit, lăsându-i uimiți de această priveliște nemai auzită. Dacă cineva nu crede celor spuse să-și amintească de vestitul Ilie și de slujirea corbilor care dimineața îi aduceau pâine și seara carne. Este ușor făcătorului a toate să găsească tot felul de mijloace pentru slujirea alor săi. Așa a păzit pe Iona trei zile și trei nopți în pântecele chitului și a făcut ca leii în groapă să rămână uluiți în fața lui Daniel și ca focul neînsuflețit să lucreze rațional și pe cei din dăuntru să-i lumineze, iar pe cei din afară să-i ardă. Dar e deprisos să aduc dovezi despre puterea dumnezeiască. Deci, când au ajuns în muntele dorit, în locul în care Moise s-a învrednicit să vadă pe Dumnezeu atât cât se poate vedea firea dumnezeiască, se spune că acel minunat bătrân Simeon s-a aplecat în genunchi și nu s-a ridicat până când n-a auzit un glas dumnezeiesc, făcând cunoscută bunăvoința stăpânului față de el. Și fiindcă tot cursul săptămânii l-a petrecut proșternat așa, fără să guste nici cea mai mică hrană, glasul care s-a făcut i-a poruncit să ia ceea ce i s-a adus și să mănânce cu dragă inimă iar el, întinzându-și mâna, a găsit trei mere pe care le-a mâncat, cum a poruncit cel care i le-a dat, și întărindu-și toate puterile cu bucurie, i-a îmbrățișat cum a putut pe cei ce erau cu el. Și a luat, deci, drumul întoarcerii, vesel, fiindcă a auzit glasul dumnezeesc și s-a bucurat de o hrană dată de Dumnezeu învățând unele ca acestea, trăind astfel, făcând minuni atât de mari și strălucind astfel cu tot felul de raze, a primit sfârșitul vieții sale ostenitoare și a plecat spre viața cea neîmbătrânitoare și fără întristare, lăsând în urma lui o slavă care nu se stinge și o amintire care rămâne pururea.